mă bucur că te văd acum, după ce ai fost transmisiu deosebită cu campionatul mondial. Ia puțin din nou nouți, domnul președinte. Aoleu, am schimbat față de anul trecut, am pus lucruri noi peste tot, am dublat chiar să avem și trofeile. În prezența președintelui Consiliului Județean, și apoi să vorbim și pe primarul Timișoarei, ceea ce dacă a reușit asta, e deja... Este expus față de anul trecut foarte multe lucruri noi, printre care distinția Palm d'Oro, premiul Mediteraneo, un trofeu foarte important de la Lumezie Ruber, premiile de la Vatican, presă de tot felul, iar la Salonul de Sus participă peste 350 de artiști din toate continentele, din peste 60 de țări, fiind cel mai mare, după părerea mea, salon de caricatură, 1500 de metri pătrați. Puțin aici, în zona Paschiului, după momentul vizitei, așa, trecerii de viste a Muzeului Popas, mergem cu micul mare sus, unde lumea povestește, unde lumea poză cu Mihai Stănescu. Super. Mai fantastic. Da. Da. Cum erați? Mulțumesc frumos. Da. Cel mai mare. Participă în tot de 10 de ani.